Crucea Roșie Română, organizație cu peste 130 de ani de activitate umanitară, se confruntă în ultimii ani cu o situație fără precedent. Simbolul Crucii Roșii pe fond alb, semn al protecției și umanității la nivel mondial, emblema organizațiilor de cruce roșie din întreaga lume, este folosită în mod abuziv din ce în ce mai frecvent de către societăți publice sau private. Nici organizație, instituție publică sau privată, cu excepția Crucii Roșii Române și a echipelor medicale ale forțelor armate, nu poate folosi în România emblema de cruce roșie, acest lucru fiind reglementat de convențiile de la Geneva. Astăzi putem întâlni Crucea Roșie pe fond alb în sigla altor organizații non-guvernamentale, pe frontispicii sanitaro-farmaceutico-medicale, uniforme ale unor instituții publice și private sau mijloace de transport. Directorul Crucii Roșii Române, filiala Alba, Adrian Dușa, a luat atitudine și a făcut demers resursele necesare pentru stoparea fenomenului. Nici o firmă nu poate să folosească această emblemă pentru că este un semn protector, este un semn al umanității, al demnității, al neutralității, un semn care permite Crucii Roșii să acționeze ori de câte ori sunt conflicte armate, ori de câte ori sunt situații excepționale. Este un semn recunoscut, cum spuneam, la nivel internațional. Alături de Crucea Roșie mai poate fi folosit de către formațiunile armate, formațiunile sanitare ale armatei române atunci când sunt situații care o impun. Folosirea fără drept a emblemei sau denumirii Crucea Roșie, ori a unei embleme sau denumiri asimilate acestea, este sancționată de codul penal cu închisoare de la o lună la un an, dacă fapta a cauzat pagube materiale. Dacă fapta se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani. Simbolul Crucii Roșii este protejat de dreptul internațional umanitar, de convențiile de la Geneva din 1949 și de protocoale adiționale din 1977. Este protejată de legea de organizare și funcționare a Crucii Roșii, 139/95, modificată și completată cu legea 524 din 2004, precum și de codul civil român și alte legi internaționale care spun expres că doar organizația pe care o reprezentăm are dreptul de a folosi această siglă. Pe această cale se dorește conștientizarea instituțiilor care folosesc emblema Crucii Roșii în modurile amintite fără a avea acest drept și să renunțe în a mai folosi sigla societății și să folosească alte însemne consacrate. Sperăm ca prin demersul nostru să stopăm oarecum extinderea acestei ilegalități, spunem noi, și facem un apel la cei care folosesc acest semn să conștientizeze puțin semnul pe care îl are Crucea Roșie și să-l înlocuiască cu semnele care se folosesc în mod normal, șarpele cu paharul, semnul unităților medicale. Înființată în 1876, Crucea Roșie Română este o organizație umanitară de interes național, bazată pe voluntariat. Ca urmare, emblema de Cruce Roșie trebuie respectată peste tot în lume ca simbol al protecției și umanității.